A venit primăvara. Copiii au spus-o, iar ei nu știu să mintă. A venit primăvara, iar noi vrem să fim în duet cu ea. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Bună seara, dragi spectatori și telespectatori! Festivalul Internațional de Muzică Mărțișorii 2019, unul din cele mai așteptate evenimente ale anului, își deschide astăzi larg ușile pe cea mai mare scenă a țării, în incinta Palatului Național Nicolae Sulac. Iar cu primele note primăveratice, am putea să spunem, ne-au încântat deja Orchestra Națională de Muzică Populară, lăutarii, conducător artistic și prim dirijor, maestrul Nicolae Vodgros. Și Alex Calancea Band în aplauzele dumneavoastră.
Iar cei care ne-au adus vestea sosirii primăverii și a mărțișorului sunt copiii din ansamblul folcloric Măruț Mărgăritar de la Liceul Ginta Latină din Chișinău, conducător artistic Romela Osoianu. Și Baletul Național Joc, în aplauzele dumneavoastră. Dragii noștri, cu un suflu proaspăt și cu o varietate mare de genuri muzicale, Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor 2019, apropo, care a ajuns deja la 53-a ediție, va veni de acum încolo în casele dumneavoastră timp de 10 zile. Pe toate scenele din Republica Moldova vor evolua colective artistice notorii de la noi, dar și de peste hotare. Doamnelor și domnilor, salutăm prezența oaspeților de onoare, prezenți la inaugurarea Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor 2019. Prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Pavel Filip. Și doamna Monica Babuc, ministrul Educației, Culturii și Cercetării. Avem deosebită onoare să o invităm în fața dumneavoastră pe doamna ministru Monica Babuc cu un mesaj de felicitare în acest început de primăvară. În aplauzele dumneavoastră, desigur. Excelența voastră, domnule prim-ministru a Republicii Moldova, Pavel Filip, Excelența voastră, doamna ministru a românilor de pretutindeni, doamna Natalia Elena Entotero, pentru că este în această sală și vă rog să o salutați. Domnilor și doamnelor, miniștri, deputați, dragi compatrioți, dragi prieteni, prima zi de martie, prima zi de primăvară, cu un soare generos și cu un cer de un albastru cum numai primăvara ți-l poate dărui, m-a făcut să reflectez astăzi asupra rolului culorilor în viața noastră. Și mă gândeam de fapt că de la nașterea noastră până la moarte, cele mai importante culori în viața omului sunt albul și negrul. Pentru că alternându-se între albul nașterii și negrul plecării noastre către cele veșnice, din zile albe în zile negre, pe urmă iar în albe și pe urmă iar în negre, ca și un film din copilăria noastră, alb-negru, sau ca și un album cu poze alb-negre, pe care cu siguranță îl aveți cu toții acasă și care păstrează cele mai minunate momente din viața noastră, câteodată credem că așa trăim. Numai că, de fiecare dată, la 1 martie, indiferent dacă e o zi frumoasă ca azi sau una cețoasă și plină de mâzgă, cum a fost anul trecut, de exemplu, un roșu rebel și neastâmpărat își face loc lângă alb, alungând negru departe către orizonturile ochilor noștri. Și zice, azi e despre alb și roșu, pentru că azi e mărțișorul, dragi prieteni. Acest simbol inedit al primăverii, caracteristic tuturor românilor și tuturor celor din spațiul românesc, dar nu numai, și o mulțime de popoare balcanice sărbătoresc mărțișorul în prima zi de primăvară, numai că nu știu dacă cineva din ele mai are parte să se bucure în această zi, pentru a 53-a oară, gândiți-vă doar,
de un festival internațional de muzică intitulat Mărțișor, care și anul acesta a fost deja inaugurat prin excepționala baghetă dirijorală a marelui nostru violonist și dirijor, Nicolae Bodgros și lăutarii săi celebri. Și excepționalul muzicant, aranjor, chitarist și compozitor, Alex Calancea. Aplauze, vă rog! Te salut, Alex. Dragi prieteni, vedeți aici un duet. Un duet cu primăvara, un duet între vârsta înțelepciunii și cea a tinereții și un duet al veșniciei noastre, a culturii noastre, care niciodată nu va muri, pentru că există Nicolae Bodgros și există Alex Calancea acum pe scenă. Dragi prieteni, festivalul din acest an, ca și în fiecare, de fiecare dată, ne va bucura cu o multitudine de concerte de la 1 până la 10 martie, 47 de spectacole pe cele mai mari scene ale țării noastre, 22 dintre ele în 13 raioane ale Republicii Moldova și în 2 orașe din zona transnistreană, vor aduce bucuria primăverii și culorile ei, de la alb la roșu și terminând cu toate celelalte minunate culori pe care viața ne le dăruiește, poate mai rar, poate mai puțin, dar poate de aceea le ține minte întotdeauna mai profund decât alte culori care ne sunt proprii. Vreau să vă felicit cu această nouă ediție a Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor, la care au muncit foarte mulți oameni de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, au muncit mari artiști ai scenei moldovenești, dar de asemenea vom avea și oaspeți de primă mărime, de notorietate internațională și dacă voi spune aici doar de Goran Bregović, de Iuraia Hip și de Holograf, de exemplu, o să înțelegeți că o să avem spectacole excepționale. Ceea ce vă doresc eu, oameni buni, este să aveți, să avem o primăvară frumoasă, să înțelegem că culorile care vin odată cu Mărțișorul trebuiesc prețuite și iubite. Vă doresc ca festivalul în ediția 53-a Mărțișor să dăinuie veșnic așa cum va dăinui și poporul nostru. La mulți ani, Mărțișor! Mulțumim mult, doamna ministru, pentru aceste cuvinte calde acum în ajun de primăvară. Doamnelor și domnilor, Mărțișor 2019 vine încă din start cu muzică pentru toate gusturile. De la folclor, muzică clasică, până la cele mai iubite piese pop-rock interpretate de cele mai cunoscute voci, toate vor răsuna astăzi alături de Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii, condusă de maestrul Nicolae Bodgros și Alex Calancea Band. Adagio de Albinone. Doamnelor și domnilor, Mariana Bulicanu, solista Teatrului Național de Opere și Balet Maria Bieșu, solo la vioare, maestrul Nicolae Bodgros. În aplauzele dumneavoastră!
dal luogo mio, sento battere in me nella musica che ho inventato per te. Și maestrul Nicolae Vodgros. În cele ce urmează să ne cânte de suflet și din suflet vine Tatiana Jacot. Nici noapte, nici zi. Of, inimă,
de o furt o strâng și mă faci pasărin, pasă plin. Păi n-am altă cale și merg agale. Pe unde știu mă vede lumea și știi gândul că nopți de-a și mă faci basărit, masă plin. O, inimă, tu n-ai minte deloc, nu-mi dai tihnă nici noapte, nici zi. O, inimă, câte ofuri tu sunt și mă faci basărit, masă plin. La, 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 la. Doamnelor și domnilor, Tatiana Jacot. Josefica, te mai primi cu acesta și socotesc. Când eram și eu în sat copilă mică, mult am trăbăit pe iutul părintesc. Cine joacă ușurel, trage și norocul după el. Cine joacă legănat, are drumul floare semănat. Asta e serba neamului, mai frumoasă lume alta lui. Cine joacă serba mea, măi, mult noroc nu să-i dea, mă. Ia să-i mă! Mi să le dau pământul, horă, roată, roată. Și-apoi hodin eu l-am îngrișezător. Și cine de dragi s-aveau, în mijlocul horei l-a jucat. Mărunță și drăbotit, cu noroc la joc și l-a iubit. Asta e serba neamului, mai frumoasă nu de alta lui. Cine joacă serba mea, Brutul
în aplauzele dumneavoastră, Tatiana Jacot. Doamnelor și domnilor, în continuare, să ne bucurăm împreună de o voce de referință care a cucerit tot spațiul românesc. Ion Paladi! Seii mele, împrejur cu nemurile. Bine ieși din seii mele, împrejur cu nemurile. Lai la lai la lai la la lai la lai la 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 la. Dacă ar fi și mama mea, dar mai bine iar și de, dacă ar fi și mama mea. Lai la, 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 toată lumea. Lai la, 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 lai la. Să cu neamul lui, bine ieși din omul lui, la masă cu toate neamurile cu noi. Lai la lai la lai la, la lai la lai la 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 la. Ce-mi trăi bine, că nu e nimic cu tine. Venit, frate, ce-mi trăi bine, că nu e nimic cu tine. Lai la, 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 lai la. Seii mele, împrejur cu nemurile. Bine ieși din seii mele, împrejur cu nemurile. Lai la, 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 lai la. Și ieșe la zboare, lumea din necaz. Pe mari întâlni și mâini, ar fi ferice din mine. Lai, 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 lai. Lai, 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 așa. Mai băieții băiețele, dar cu părul făcut din ele și cu ochii din mergele. Dar vin la maica și mă cere, maică mea femeierea. Vino, vino și mă ia și mă duc la casa ta și mă fă mirea sa ta. Lai, 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 lai. Lai, 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 așa.
odată, să nu crezi mândru odată, ca să scapi nesărutată. Dar n-ai să scapi nesărutată, gurița ta parfumată, mulți spun că-i la șocul treab, dar nu mami e mitată. Lai, 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 zi-așa. Ion Baladi. Orchestra care reușește mereu să ne transmită marea bucurie de a trăi. Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii și maestrul Nicolae Bodgros. Și Alex Calancea Ven. Doamnelor și domnilor, avem deosebita onoare să salutăm prezența în sală a marelui nostru compozitor național, maestrul Eugen Doga. Astăzi, domnia sa aniversează frumoasa vârstă de 82 de ani. Să ne trăiți mulți ani, maestre!
Cele mai calde felicitări, urări de sănătate și mari realizări în continuare din partea Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, dar și a tuturor spectatorilor și telespectatorilor care vă iubesc atât de mult. Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut și ce urmează să realizați pentru cultura noastră națională. La mulți ani, maestre! La mulți ani încă o dată, maestre, pentru dumneavoastră. Și primiți această felicitare muzicală. M-am gândit cu drag la tine, până nu te-am cunoscut, te știam numai din nume, de nu te-aș mai fi. Acest vis de fericire l-am privit atât de scump, aș inima și suflet de durere mi se San maestre. Mariana Vulicanu și o felicitare. Ne închinăm în fața geniului dumneavoastră, maestre. Vă mulțumim foarte mult și acum, dragi spectatori, dragi telespectatori, asemeni soarelui de primăvară, cel care ne binecuvântează cu tandrețe și căldură, este și o melodie semnată de inegalabilul Ion Aldea Teodorovici. Doamnelor și domnilor, ca prima oară într-o interpretare deosebită, Lilia Roșca. Ca un copil,
aștept dimineața, până la lacrimi e dragă viața. Orice splendoare mă doare, mă doare această floare și frumusețea ta, și frumusețea ta. Și această zi, și această zi, ce mâine nu va mai fi, ce mâine nu va mai fi, nu va mai fi. Când mă cuprins, eu tremur, ah, toată, parcă aș fi iubind prima dată. Lăutarii ne
Lidia Roșca!